se mai înscriu tinerii în partide? Adică mai este, mai reprezintă scena politică o ofertă pentru ei? E mai ofertantă? Tinerii se înscriu în partid. Important este cum îi ții pe tineri în partid. Pentru că simpla adeziune e relativ simplă. Sau mă rog, mai ales cei care fac 18 ani, mirajul politicii, ideea de a se implica în comunitate. Mulți dintre ei vin cu o dorință sinceră de a face ceva pentru comunitate. Important e cum reușesc partidele politice, și nu mă refer aici doar la PSD-TSD, ci mă refer aici la toate forțele politice, cum reușesc să-i țină pe acești tineri, mai ales pe cei foarte bine pregătiți, cum reușesc să-i țină în interiorul partidului, cum reușesc să folosească expertiza lor în interiorul partidului. Pentru că foarte mulți înțeleg politica sau face o politică ca meserie de bază, ceea ce este, din punctul meu de vedere, greșit înțeles. E esențial să ai și oameni care fac doar politică, dar cred că cel mai important este să ai oameni specialiști în diferite domenii și pe care să-i atragi cu expertiza lor, cu ideile lor, cu inovarea de care ei dispun și așa mai departe, să-i atragi în zona politică și să-i sprijini politic să le pună în, să le pună în practică. Pentru că altfel, dacă meseria de bază, ca să zic așa, este strict politica, valoarea lor adăugată există, dar este mai scăzută decât, spre exemplu, dacă ai un medic. Nu știu, mă gândesc la profesorul Rafila acum. Sau avem atât de multe exemple în interiorul partidului în care oameni care au reușit în zona profesională, apoi au venit spre partid și acum încearcă sau chiar au reușit să-și transpună ideile pentru comunitate prin intermediul partidului. Inclusiv eu, deși sunt membru din 2007 la TSD, PSD la momentul acela, am mers foarte mult spre zona profesională și acum cred că am dobândit un bagaj suficient. Bine, niciodată nu dobândesc suficient, dar un bagaj care să-mi permită să aduc un plus valoare partidului politic din care fac parte.